Urmăriți emisiunea electorală în fiecare zi de luni până vineri de la ora 17:22. Dragi sigheteni, anul acesta mi-ați acordat încrederea și votul dumneavoastră pentru a construi împreună Sighetul de mâine. De aceea vă spun că eu, primarul Ovidiu Nemes, susțin doar candidații USL, susțin candidatura Corneliei Negruț pentru Camera Deputaților și a lui Liviu Marian Pop pentru Senat. Doar împreună cu parlamentarii USL vom putea continua ceea ce am început și doar împreună cu ei vom putea asigura și sursa financiară pentru aceste proiecte. De aceea vă îndemn ca pe 9 decembrie să fiți alături de mine, să fiți alături de candidații USL. Cornelia Negruț candidează din partea USL pentru Colegiul Sighet pentru Camera Deputaților. După o carieră publică reușită, fiind demnitar al statului român, Cornelia Negruț vă cere încrederea pentru a vă reprezenta în Parlamentul României. Votați Cornelia Negruț. Schimbarea în care Sighetul crede. Vasile Berci candidează din partea USL ca deputat în Colegiul 7 și a construit viața prin propriile puteri, învățând și muncind. Ca prefect și deputat și-a păstrat bunul simț și respectul pentru oameni. Vasile Berci este susținut puternic de cetățenii și primarii USL din Strâmtura și Eu, Călinești, Ognaș, Ugătat, Budești, Bocskoi, Rona de Sus, Rona de Jos, Poene de Sub Muntele, Ordina Repedia, Ruscova, Bistra. Așteaptă cu încredere și voturile deseștenilor, rozăvlenilor și petrovenilor. Alegeți Vasile Berci, un deputat pentru oameni. Împreună cu el veți duce schimbarea în bine până la capăt. Liviu Marian Pop, vocea Maramureșului la București. Liviu Marian Pop este profesorul care a luptat prin sindicat pentru drepturile colegilor săi și a dovedit că poate învinge. E omul care spune adevărul, respectă valorile, familia, dar mai ales cuvântul dat. Liviu Marian Pop e ministrul Moroșan din guvernul Ponta, care muncește pentru Maramureș. Pe 9 decembrie, alege candidatul USL pentru Senatul României, Liviu Marian Pop. Să ducem schimbarea până la capăt! Eu vă asigur, seinerii noștri vor schimbarea, vor USL, sunt convinși și asta vom face. Pe 9 decembrie noi toți vom vota USL. Și acum am să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte, domnule prim-ministru. Vă mulțumesc, bună ziua, doamna primar, doamnelor și domnilor. Pentru mine e o mare plăcere să mă opresc și la Sein. Mă tot plimb București, Bruxelles, în săli de ședință, în săli de conferințe. Am vrut să văd un oraș mai mic, dar cu oameni muncitori, cu oameni despre care, e adevărat, până acum am știut mai mult prin ce mi-aducea gamizetea la București, să beau de aici, din Sein. Asta când eram mai tânăr, că acum nu mai pot. M-am oprit în mod special, în primul rând, pentru că vreau să o felicit pe doamna primară. Să fii femeie și să ai curaj să te bagi în bătălie electorale. Mi-a frică să ne pupăm, mă vede Dacian acasă. Eu i-am spus că sunt în campanie electorală și mă vede în poze. Vreau să o felicit, să-i spun că am mare admirație pentru femeile care au curaj să facă politică, să se bată cu bărbații, să-i mai și bată pe bărbați la vot și să facă treabă pentru comunitatea lor. Asta a fost primul motiv. Al doilea motiv, vreau să vă rog, sigur decizia va aparține dumneavoastră, să-i trimiteți la București, în Parlament, pe doi oameni, pe Sorin Bota și pe Călin Matei, pe care îi cunosc de mult timp, le știu și părțile rele, că au, le știu și părțile bune, dar și din alea aveți, e adevărat. Nu știu care sunt mai multe acum, asta o să decidă cei care vă votează, însă e nevoie de mai multă putere, mai multă încredere și eu mi-aș dori să ne bucurăm nu doar pe 9 decembrie, 9 decembrie o să vină, o să treacă, eu mi-aș dori în anii care vin să văd cât mai mulți tineri care au locuri de muncă aici, în România, aici la Sein sau la Baia Mare sau la Satu Mare. Vreau să văd
cât mai puțin pensionari care nu pot să trăiască din pensia pe care au și vreau să văd o zonă a Maramureșului atât de bogată, dar care are atât de multă suferință. Cred că putem împreună să facem mult mai mult decât s-a făcut până acum. Vă mulțumesc, mult succes! O să-mi cer iertare, vă dați seama, dimineața am fost la Bistrița, acum la Baia Mare, de aici mergem la Satu Mare. Însă, v-am zis, am vrut și eu să văd o primăriță puternică, am vrut să vă văd pe dumneavoastră, să vă salut și să vă urez și dumneavoastră ce-mi urez mie. Să fim sănătoși și să avem o viață mai bună. Mulțumesc! Vă mulțumim tare mult! Liviu Marian Pop, vocea Maramureșului la București. Liviu Marian Pop este profesorul care a luptat prin sindicat pentru drepturile colegilor săi și a dovedit că poate învinge. E omul care spune adevărul, respectă valorile, familia, dar mai ales cuvântul dat. Liviu Marian Pop e ministrul Moroșan din guvernul Ponta, care muncește pentru Maramureș. Pe 9 decembrie, alege candidatul USL pentru Senatul României, Liviu Marian Pop. Să ducem schimbarea până la capăt!
Liviu Marian Pop, vocea Maramureșului la București. Liviu Marian Pop este profesorul care a luptat prin sindicat pentru drepturile colegilor săi și a dovedit că poate învinge. E omul care spune adevărul, respectă valorile, familia, dar mai ales cuvântul dat. Liviu Marian Pop e ministrul Moroșan din guvernul Ponta, care muncește pentru Maramureș. Pe 9 decembrie, alege candidatul USL pentru Senatul României, Liviu Marian Pop. Să ducem schimbarea până la capăt! Domnilor primari, domnilor parlamentari, stimați invitați, despre tradiție și obiceiuri, cred că trebuie să vorbim în primul rând. Faptul că numele pe care astăzi l-ați conferit acestui pod este legat în special de folclorul maramureșan și cred că folclorul maramureșan este unul dintre cele mai autentice lucruri care a rămas încă în România. Eu vă felicit. Legat de pod, sunt obligat să spun că este simbolul Maramureșului. Sunt obligat să spun că în proiectul pe care l-am discutat la nivelul guvernului, podul cu tunelul peste Gutâi, chiar dacă pare un vis a românilor de 23, a maramureșenilor de 23 de ani, e o condiție esențială. Nu o să putem face un tunel peste Gutâi fără un pod de trafic greu. Lucrul ăsta însă trebuie făcut într-un spirit european, pentru că semnificația podului nu trebuie să fie și a frontierei nu trebuie să fie întreruptă de ceea ce România negociază astăzi, acel tratat Schengen. Acel tratat Schengen care nu trebuie să aducă o barieră între România și Ucraina. De aceea, împreună cu primarii care sunt obligați alături de noi să facă lobby pe toate canalele pe care le au, avem o șansă istorică ca după 23 de ani să punem umărul, să legăm traficul greu dintre România, dintre Uniunea Europeană și Ucraina, să treacă prin Sighetul Marmației. Nu vom reuși împreună acest lucru în cei 4 ani de zile. Nu cred că mai avem ocazia vreodată să avem o oportunitate în care să deschidem coridorul de comunicare pe trafic greu în principal, pe cale ferată pe sub Gutâi, cu tot ce înseamnă Valea Izei și Valea Vișeului și cu exportul care duce acolo, pentru a putea face, dacă vreți, eficientă investiția pe care guvernul USL o să o facă în zona respectivă. Știu că sunt mulți care nu cred în acest proiect, o să dau o comparație ca să se înțeleagă. Pentru centura Sibiu, județului satul, municipiului Satu Mare, am alocat aproximativ 90 de milioane de euro. Pentru a face tunelul și podul peste Tisa ar fi nevoie de 100 de milioane de euro. Parcă nu pare așa mult, doar că trebuie voință și voința aceasta trebuie să plece de la primari, de la viitorii parlamentari, de la viitoarea guvernare. Cu cât vom reuși să facem front comun, cu atât vom reuși să redeschidem punți de comunicare, nu să închidem punți de comunicare, nu să închidem speranțe și vise. Să dea Dumnezeu să ajungem în momentul în care să putem inaugura podul de trafic greu, legătura între Ucraina și România via Uniunea Europeană. Mult succes tuturor! Mulțumim, domnule ministru! Liviu Marian Pop, vocea Maramureșului la București. Liviu Marian Pop este profesorul care a luptat prin sindicat pentru drepturile colegilor săi și a dovedit că poate învinge. E omul care spune adevărul, respectă valorile, familia, dar mai ales cuvântul dat. Liviu Marian Pop e ministrul Moroșan din guvernul Ponta, care muncește pentru Maramureș. Pe 9 decembrie, alege candidatul USL pentru Senatul României, Liviu Marian Pop. Să ducem schimbarea până la capăt!
E greu să spui în cuvinte tot ce te leagă de învățământ, ce te leagă de școală, ce te leagă de Petrova. Mi-aduc aminte ce greu am făcut grupul școlar aici, acum câțiva ani, să dăm autorizațiile. Unul mai ușor a fost să treacă din grup școlar în liceu. Sunt probleme pe liceu și trebuie să le spunem că aceste probleme trebuie să rezolvate. În același timp, mi-aduc aminte de nenorocirile care au fost aici, acele inundații, când de la Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș am dat câteva ajutoare colegilor noștri de acolo. Timpul a trecut. Astăzi e un start. Pentru că, așa cum a spus și domnul primar, a doua grădiniță, sperăm cu ajutorul Dumnezeu să se finalizeze anul viitor în Petrova. Și nu numai în Petrova, mai sunt câteva localități în care deja sunt aprobate construcțiile pentru grădinițe. Pentru că dacă nu o să facem grădiniță, nu o să avem nici licee, nici școli și nici biserici. Grădinițele înseamnă, în primul rând, copii, în primul rând, stabilitate și după aceea locurile de muncă absolut necesare. Sper din tot sufletul ca această ocazie să dea tuturor celor care au avut îndoieli că în Maramureș și Istor nu se fac lucruri minunate, să dea un semnal clar că ne dorim cât mai multe investiții în Maramureș și Istor, ne dorim în tot Maramureșul Voievodal să avem exemple de bună practică, să aducem cât mai mulți bani. Și aici, că tot amintea domnul primar de sentințele pe care le-am câștigat, din cei 50 de milioane de euro pe care am câștigat pentru profesorii din Maramureș, atâta vreme cât am fost lider de sindicat, 8% sunt banii comunității locale, impozitul rămâne în comunitatea locală. Ne străduim în următorii 4 ani de zile să plătim aceste drepturi salariale și cred că după 9 decembrie va avea mai mult de lucru. Am spus-o, USL-ul este pe val, chiar dacă contracandidații noștri se supără sau nu, însă e foarte important pentru cei din Maramureș să fim deasupra de val, să nu mai fim izolați cum a fost în ultimii 22 de ani. Vor face iarăși scoruri bune în sud, iar noi riscăm să fim izolați. Sunt inginerul Petrova, primarul comunei Petrova, Maramureș. Sigur că da, săptămâna trecută, sâmbătă, am inaugurat și tăiat pandele ca la o școală cu clasele 1-4, făcute de către Banca Mondială de Investiții, investiție făcută în urma calamităților care au fost în comuna Petrova în anul 2008. Școala a fost calamitată în totalitate, adică distrusă. Am venit, am renovat, am tăiat panglica în sfârșit săptămâna trecută. L-am făcut cetățean de onoare pe domnul ministru Marian Pop, liviu Marian Pop, datorită faptului că dânsul m-a ajutat și cu școala, în calitatea lui de lider de sindicat în Maramureș, m-a ajutat să prind investiția, să o realizăm investiția asta și chiar asta m-a făcut și m-a determinat, nu eu, Consiliul Local, prin hotărârea Consiliului Local, am reușit și l-am făcut cetățean de onoare pe domnul ministru Liviu Marian Pop. Sigur că ne-am bucurat de prezența lui în rândul nostru. I-am adus și am arătat și meritele pentru care l-am făcut cetățean de onoare, dânsul fiind candidat acum în colegiul ăsta nostru, în zona noastră pentru funcția de senator, îl susținem, îl vom susține și eu și comunitatea, datorită faptului că e din zonă, e vecinul nostru de localitate, la 10 km, 15 km de localitatea noastră, sigur că da, ajungând cineva acolo, normal, i-am urmărit și discursurile la televizor și pe Maramureș și pe posturile naționale, dânsul vrea să vină să facă ceva pentru Maramureșul istoric. N-am avut niciodată un senator din partea aceasta, deci atât de apropiat de noi. Și normal și logic ca să-l susținem. Dânsul e tânăr, e de viitor, am văzut ce a realizat și ce a făcut în calitate de lider de sindicat la învățământ și îl dorim senator și să fie acolo să ne reprezinte și să ne ajute, bineînțeles. Sunteți primar din partea PDL-ului și totuși l-ați decis ca să susțineți un
în această perioadă un candidat USL. Ce v-a determinat ca să faceți acest pas? Da, deci, așa cum am spus, cum am discutat în prealabil cu noastră, eu am candidat independent, la primul mandat am câștigat independent, mandat al doilea am candidat din partea PDL-ului, sunt pe de list, deci cu acte în regulă, dar îl susțin pe domnul Marian Pop, așa cum v-am spus, datorită calităților pe care le are, datorită prieteniei care ne leagă și datorită faptului că este un tânăr și este de viitor. Și așa cum a promis, îl cunosc, v-am spus, din calitatea când a fost dincolo un lider de sindicat, ceea ce a promis a ținut de cuvânt. Și sper și ca împreună cu dânsul să reușim să facem ceea ce ne-am propus. Adică, nu multe, puține. Și în fiecare sat câte puține, că nu se poate face multe. Degeaba vine cineva să spună, domnule, vom face, vom realiza, nu. Deci eu doresc din partea lui să mă ajute să fac o sală de sport și să aducem apă potabilă în localitatea noastră. Deci atât, două puncte să mă ajute, deci nu mai mult. Bineînțeles, în posibilitatea care va avea-o ca să ne ajute și să stă. Dar sperăm, prin cunoștințele care le are, prin faptul că este un om bătăios, un om care, dacă promite, încearcă să țină de promisiuni și să realizeze ceea ce promite. De cum v-ați propus ca să faceți apă potabilă, să o aduceți aici în Petrova și sala de sport și n-ați reușit? Deci apă potabilă și sala de sport a fost și motivele mele de participare în primul mandat de candidat de primar. Deci a trecut aproape 5 ani de atunci și n-am reușit. Am reușit doar așa, am depus proiectul pentru apa potabilă în studiu de fizabilitate, iar pentru sala de sport proiect în totalitate. Mi s-au promis mă rog, finanțări și asta, dar n-am obținut absolut nimic. Sunteți din PDL-ul, n-ați avut probleme cu conducerea partidului pentru că v-ați decis să susțineți pe domnul Pop și nu pe domnul Bărlea? Deci, nici n-am discutat cu conducerea partidului și nici nu poate partidul să ne impună să susții pe ăla sau pe ăla sau pe nu știu care. Ei, domnul Bârlea e colegul nostru de partid, nu-i facem nici anticampanie, nici campanie, dar el susține pe domnul Pop și vrea pe domnul Pop. Deci, asta e hotărârea mea cel puțin și bineînțeles că încerc să conving și pe colegii și pe prietenii mei ca să-l voteze totuși pe domnul Liviu Pop. Liviu Marian Pop, vocea Maramureșului la București. Liviu Marian Pop este profesorul care a luptat prin sindicat pentru drepturile colegilor săi și a dovedit că poate învinge. E omul care spune adevărul, respectă valorile, familia, dar mai ales cuvântul dat. Liviu Marian Pop e ministrul Moroșan din guvernul Ponta, care muncește pentru Maramureș. Pe 9 decembrie, alege candidatul USL pentru Senatul României. Liviu Marian Pop, să ducem schimbarea până la capăt! Uitam la sărbătoarea merelor, mi-am adus aminte de anii 92-93. Eram prin primul an de facultate, eu fiind născut, crescut în Vișeu de Jos. Înainte de Paște, niște prieteni foarte buni ne-au chemat să mergem să vindem puies de mere, plăiere, prune în piață. Trebuie să o spunem clar că, fiind student, bursa era mică, așteptările mari și aici știți și voi cei care sunteți studenți. Necazul sau bucuria a făcut că la final se apropiau sărbătorile de Paște, dacă nu mă înșel, puiețe deja începeau să puște bobul ăsta mugurii. Mi-a spus tata, zice, au rămas vreo 600, n-ai ce face, trebuie să-i plantezi.
Și am rămas eu cu vreo 600 de meri, cu 3 prieteni buni și ne-am apucat să plantăm 600 de meri. Fericiți că am scăpat, nu ne-am dat seama după vreo 3 ani de zile că erau meri de ăștia pitici, când am intrat pe rod, ce greșeală fatală am făcut. Pentru că am început deja să avem un câțiva ani foarte, foarte puternici, în sensul în care, neavând timp să facem altoiul și să ne ocupăm de ei, se rupeau efectiv crengile de la meri. Ceea ce am văzut acum, după n-am mai fost pe acasă de vreo 15-16 ani, în zona bunicilor unde am plantat, a fost un adevărat, dacă pot spune așa, o adevărată părăsire a zonei agricole. E o zonă în Vișeu de Jos, către Leordina, cine știe, sub deal, cum îi spun eu acolo, unde sunt vreo 30-40 de hectare și unde mai sunt vreo 3-4 familii îmbătrânite care nu au capacitatea să lucreze în zona respectivă, pentru că tineretul, din păcate, pleacă în altă zonă. Este un potențial enorm în zona Maramureșului istoric pentru meri, dacă vreți, acei meri de Ionatan. Chiar dacă nu mai avem la Bistrița acea pepinieră care producea cel puțin pentru zona noastră prunele cele albastre și mărul. Eu vă doresc în special studenților Facultății de Geografie Extensiunea Sighetul Marmației să aveți capacitatea ca la finalul acestei facultăți să puteți implementa ceea ce învățați în cât mai multe zone ale Maramureșului istoric. Pentru că fără dezvoltarea turismului, agriculturii și infrastructurii din zona Maramureșului istoric, nu o să reușim niciodată să vindem pălinca, zice domnul primar, sau pompotul din zona respectivă. Mult succes în desfășurarea simpozionului și sper din tot sufletul să luați cei mai buni din tradiția Maramureșului și să o duceți pentru cei care plecați din zona aceasta în zonele cât mai îndepărtate. Felicitări încă o dată și să dea Dumnezeu să auzim numai de bine. Liviu Marian Pop, vocea Maramureșului la București. Liviu Marian Pop este profesorul care a luptat prin sindicat pentru drepturile colegilor săi și a dovedit că poate învinge. E omul care spune adevărul, respectă valorile, familia, dar mai ales cuvântul dat. Liviu Marian Pop e ministrul Moroșan din guvernul Ponta, care muncește pentru Maramureș. Pe 9 decembrie, alege candidatul USL pentru Senatul României, Liviu Marian Pop. Să ducem schimbarea până la capăt! Părplast S.A. comercializează prin magazinul Nova. Găleată 10 litri la numai 4,50 lei. Găleată 12 litri cu storcător la numai 7 lei. Vopsea lavabilă Worker, linie profesională 15 litri, 69 lei. Lăs plastic pentru depozitare la 19 lei. Ghivece speciale și pământ pentru flori. Butoaie și damigene cu robinet de la 20 la 250 litri. Pubele Euro cu rotile 120 de litri, 110 lei. Damigene de sticlă cu coș plastic de la 10 la 54 litri. Nova, în fiecare zi îți oferim ceva pentru casa ta. Nova, cele mai bune prețuri din oraș. Fii și tu la modă, schimbă-ți garderoba. Complexul Emanuel îți aduce acum colecția de toamnă-iarnă. Încălțăminte și îmbrăcăminte de sezon pentru adulți, cămăși, rochii de mireasă, costume pentru ocaziile speciale din viața ta. Bucură-te! Noua colecție de toamnă-iarnă te așteaptă la magazinul Emanuel. Prețurile accesibile și gama variată de produse pentru întreaga familie sunt cartea noastră de vizită. Complexul Emanuel, vis-a-vis de Parcul Central. Ai nevoie de o schimbare în casa ta? Acum e momentul! Vino la Bizon, în showroom-ul de pe strada Doboiești numărul 11 și ai ocazia să-ți alegi scaune și mese de toate tipurile, din lemn masiv, tapizate cu schelet metalic, din PAL sau din MDF. Poți să-ți achiziționezi la prețuri promoționale diverse fotolii, canapele, colțare, toate la o calitate superioară. Te așteptăm la Bizon de luni până vineri, între orele 8 și 16, pe strada Doboiești numărul 11, în incinta firmei Ita Production. Relații la telefon 0744-398-052 sau 0744-512-057. Bizon, cu noi stai bine!
consumați zilnic cel puțin 500 de grame de fructe și legume. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Liviu Marian Pop, vocea Maramureșului la București. Liviu Marian Pop este profesorul care a luptat prin sindicat pentru drepturile colegilor săi și a dovedit că poate învinge. E omul care spune adevărul, respectă valorile, familia, dar mai ales cuvântul dat. Liviu Marian Pop e ministrul Moroșan din guvernul Ponta, care muncește pentru Maramureș. Pe 9 decembrie, alege candidatul USL pentru Senatul României. Liviu Marian Pop. Să ducem schimbarea până la capăt! Vasile Berci candidează din partea USL ca deputat în Colegiul 7 și a construit viața prin propriile puteri, învățând și muncind. Ca prefect și deputat și-a păstrat bunul simț și respectul pentru oameni. Vasile Berci este susținut puternic de cetățenii și primarii USL din Strâmtura și Eu, Călinești, Ognașu, Gatac, Budești, Bocskoi, Rona de Sus, Rona de Jos, Poene de Sub Muntele, Ordina Repedia, Ruscova, Bistra. Așteaptă cu încredere și voturile deseștenilor, rozăvlenilor și petrovenilor. Alegeți Vasile Berci, un deputat pentru oameni. Împreună cu el veți duce schimbarea în bine până la capăt. Cornelia Negruț candidează din partea USL pentru Colegiul Sighet pentru Camera Deputaților. După o carieră publică reușită, fiind demnitar al statului român, Cornelia Negruț vă cere încrederea pentru a vă reprezenta în Parlamentul României. Votați Cornelia Negruț. Schimbarea în care Sighetul crede. Dragi sighetenii, anul acesta mi-ați acordat încrederea și votul dumneavoastră pentru a construi împreună Sighetul de mâine. De aceea vă spun că eu, primarul Ovidiu Nemes, susțin doar candidații USL, susțin candidatura Corneliei Negruț pentru Camera Deputaților și a lui Liviu Marian Pop pentru Senat. Doar împreună cu parlamentarii USL vom putea continua ceea ce am început și doar împreună cu ei vom putea asigura și sursa financiară pentru aceste proiecte. De aceea vă îndemn ca pe 9 decembrie să fiți alături de mine, să fiți alături de candidații USL. Veniți în comuna noastră, am așteptat domnul primar de la Brișov, domnilor consilieri locali, domnilor consilieri din alte comune, domnilor invitați. Deci pe 9 decembrie, cum știm, avem alegerile parlamentare, între care domnul Liviu Marian Popă este candidatul USR la funcția de senator. E un obiectiv important să pun în programul meu de 4 ani de zile și asta plecând de la ceea ce există în Săpânța în momentul de față și care nu și ce și nu este exploatat la maxim și aici mă refer în primul rând la cimitirul Vese. În același timp și Săpânța Peri este un obiectiv important și cred că de aici trebuie să începem discuția indiferent de în ce poziție ne aflăm de parlamentar. Exploatarea turismului și exploatarea turismului în zona Maramureșului istoric este prioritatea 1, pentru că prioritatea 0 este infrastructura. Și am spus-o, spun și astăzi, dacă voi ajunge senator, fiind ministru în Guvernul României, am obligația morală că în cel puțin 2 ani de zile să finalizez tunelul pe sub Putâi, un vis a tuturor maramureșenilor, în special a celor din zona Maramureșului istoric. Ar fi rușinos pentru mine ca să fiu ministru în cabinetul Ponta după alegerile din decembrie și să nu reușesc în 2 ani de zile să finanțez un tunel atât de necesar Maramureșului istoric pentru infrastructura zonei. Deci turismul în zona aceasta trebuie să fie prioritatea numărul 1. Asta înseamnă o mobilizare maximă la Ministerul Culturii și nu întâmplător. Secretarul de Stat de la Ministerul Culturii a fost aici. Finalizarea celor două obiective absolut vitale turismului din Maramureșul istoric. Alături de celelalte, Bârsana, cimitirul ăsta, Memorialul Durerii și ce mai avem pe Valea Basterului și Cascada Cailor la Borșa. Avem 5 obiective mari în Maramureșul istoric. Cu cât vom aduce mai mult turiști aici care se consume mâncare biologică, cu atât vom dezvolta și zona agricolă și zona turistică. Evident, pentru cei din Săpânța și nu numai, este o prioritate noastră ca să
creăm cadrul legislativ ca antabularea terenurilor să fie gratuită. În special pentru acei agricultori care de 20 și ceva de ani au acel titlu de proprietate, dacă putem numi așa, și care nu au reușit să se întabuleze. Întabularea fiind asigurată la prețuri modice sau chiar gratuită, se va permite în următorii 2 ani de zile, prin fondurile europene, ca agricultorii să aducă și bani europeni în zona aceasta să se dezvolte. Deci, pe agricultură, turism, infrastructură, pentru că pădurea, am înțeles că mai departe de aici, îmi spuneau șefii dumnei de la Rom Silva, sunt zonele care putem aduce și crea locuri de muncă în zona Maramureșului istoric. Mă bazez pe sprijinul dumneavoastră, inclusiv colega mea, doamna Negruț, care nu poate fi prezent astăzi aici, și cred că pe valul USL-ului putem câștiga toți, indiferent că suntem la PRM sau la alte formațiuni care nu fac parte din USL. Este un vot politic și eu cred că și cei de la PDL, ARD și așa mai departe, ar trebui să conștientizeze că își irosesc votul votând candidații acestora, iar cei care stau acasă nu fac decât să ajute opoziția. Deci cei care nu se prezintă la vot nu fac altceva decât să ajute opoziția, pentru că neparticipare izolează Maramureșul istoric, Maramureșul în primul rând, în harta politică a țării. Și ați văzut că este și premierul Ponta, sunt prea multe ocoli personale la nivelul conducerilor de partid din județul Maramureș și cred că aici trebuie să ne concentrăm după data de 9 decembrie, să lăsăm orgoliile la o parte. Un colegiu mare, 157.000 de alegători, cel mai mare colegiu din Maramureș. Gândiți-vă că dacă luăm Sărcilă, Săriște, Dragomire și Moisei, sunt 36 de comune, adică jumătate județul este din coace de deal. Deci e un bazin electoral puternic și trebuie să ne mobilizăm cu toții să reușim. În funcție de mobilizare vor apărea cu siguranță și rezultatele, pentru că și domnul primar și consilierii locali și ceilalți primari și consilieri nu doresc altceva decât să aducă un plus de valoare în comunitatea lor. Și atunci, fiind la guvernare, având parlamentari din actul guvernamental, e mult mai ușor și pentru toată lumea. Primar. Eu vă mulțumesc anticipat de sprijin și sper să reușesc să mai vin o dată până 9 decembrie la primul meu mandat de senator. Eu apreciez în primul rând echipa care s-a făcut la Săpânța și s-a trecut peste ceea ce la nivel județean nu a reușit să se treacă, aceea de a strânge rândurile când este vorba de USL și vin dintr-o comună în care nu reușesc să aduc la masă pe primarul în funcție și pe fostul primar pentru o adunare publică care are loc mâine. Și asta este, cred că, cea mai mare problemă a noastră în unele comunități locale și poate chiar și în unele județene. Încă o dată apreciez cinstit poziția dumneavoastră. Nu mi-e clar cu căminul, e gata sau nu e gata? Nu e gata, este la cum zici. Am întrebat, da? Memoriu a ajuns la Ministerul Culturii. Deci a făcut memoriu, deci simplu acoperiș costă 2.600.000 acoperiș, a făcut membru la Consiliul Județean, la Minister, a făcut peste tot, că n-am primit niciun răspuns. În schimb, am vorbit cu domnul Plașeni, ca să-l acoperez până la Crăciun, că ăsta așa de o perioadă mai îndelungată și... Dânsul face lucrarea aici? Da, dânsul face lucrarea aici. În cadrul contractului mai plătit și... Nu-i plătit, este o datorie de câteva miliarde, deci dânsul s-a oprit din cauza datoriei, nu mai o continua lucrarea și noi acum încercăm să acoperim, am zis că se plătesc, deci 2.600.000 vine acoperișul și am zis că se plătesc 1.000.000 materialele de unde le comand. Am zis că astea se le pot plăti până acum la Crăciun și 1.600.000 să plătesc după nou buget. Să-l acoperi, să fie acoperit până la Crăciun. Și valoarea contractului de timp? 22. În jur de 22. Și cât e executat din el? Păi, deci până la acoperiș. Bun, dar valoric 8.799. S-a mers inclusiv cu tencuieli interioare-exterioare. Și aici e problema. Dar se acoperi exterioare izolat. Și dacă și acum se degradează, e problema. Am înțeles. Iar DN18 ăsta, de care spun... DN18 pleacă de la Livada... La Livada, la Sighet. La Livada, la Sighet. La Sighet este DN18. Nu, dar DN19 merge în continuare, pe Rona. Deci, da, bună. Deci, nu-i trecut în program Livada Sighet, că de la Sighet acolo este.
Deci livada Siget a făcut de mers la Copilul Domnului Filachin. Se poate face junciunea la livada la Siget și pe urmă se intre pe DN18. Am făcut o adresă, am făcut o adresă și la... Cât e lungime la asta? Deci ca 100 de kilometri. Cam mă jur, dar nici 100 de kilometri. 80, 70. Nu, eu întreb pentru că n-ar trebui să... Nu, 386, satul mare Săpânță. Săpânță, da. Deci e 106, Siget, satul mare, 103, din care trăiem 23, de la satul mare. 80 de kilometri. 23 de kilometri de la satul mare la Livada. 80 de kilometri. 80 de kilometri. Am făcut demersul inclusiv la domnul Pantelimon, care a fost șef la drumul regiunea la Cluj. Și stați un pic de aici până la Teceu, unde e trecerea aia peste pământ la Ucraina. Câți kilometri sunt? De aici? De la, 12 kilometri. 12-13 kilometri. Din Săpânța Piatra. De ce vă spun? Pentru că un proiect pe care l-am văzut eu, e făcut o variantă de la tunel și pe acolo. Și pe unde ar veni tunelul? Pe unde străpunge de la Baia Mare în Pace sau cum? Marea Baia Sfântă. Deci căminul ăsta, deci... Căminul prioritatea numărul 1. Numărul 1 ca să putem să acoperim, să se degradeze și mai tare. O să vă rog să-mi dați luni, eu sunt la guvern, la minister, pardon, marța în ședința de guvern, și după aia mă întorc în campanie. Vreau și numărul ăla de înregistrare de la memorul de la Ministerul Culturii, să vedem pe ultimii bani pe care mai avem prin buget, pentru că ce se întâmplă, ca să vorbim cinstit. Așteptările sunt foarte mari, peste tot e nevoie de bani. S-au început foarte multe lucrări pe toate ministerele, deci pe absolut toate ministerele. Cel mai afectat este Ministerul Dezvoltării. Da. Unde, dacă toate lucrările s-ar finanța la nivelul bugetului de anul acesta, s-ar termina toate lucrările care s-au început în 251 de ani. Deci cam asta este ministerul cel mai avansat. Evident că sunt și anumite proiecte care se întind și la 1000 de ani, la câți bani s-au dat anul trecut și anul acesta. Pentru că proiectele sunt foarte mari, bugetele foarte mici. Însă, prin lobby, pentru că asta e până la urmă meseria de ministru important, și parlamentar, important e să aduci cât mai repede investiția în zona respectivă. Că sunt convins că și cămine culturale s-au făcut poate 500 în țara asta, Dumnezeu știe câte au făcut. Dar e foarte important măcar să... O mică paranteză să fac, dacă îmi permiteți. Să știți că n-a fost un moft de al nostru. Deci, la Săpânța e să șade un cămin cultural. De aceea am luat această decizie. Sunt conștient că despre cimitirul Vesel să știe mai mult decât foarte multe alte locuri din România aceasta, deci se știe la nivel internațional. Cu cât vom reuși să facem infrastructura mai rapidă, de aceea am spus că poate între DN18 și o legătură de la Siget până aici, legată cu tunelul pe sub Cutii, mult mai rapidă o cale de acces aici. În fine, dacă prioritatea numărul 1 e căminul, ne concentrăm pe cămin pentru că e important. Pentru acoperiș. Lucrul ăsta lung îl pot spune pentru că sunt la Ministerul Culturilor și nu uitați că săptămâna aceasta am dat pentru biserica din Săpânța niște bani. S-au dat la Ministerul nu pot spune, cred că per total județ s-a dat în jur cât? În construcție și da, și acolo am dat, nu mai știu, sau 400 milioane sau 500 milioane, ceva genul acesta, pe tot județul Maramureș și-am dat 1 milion de lei la culte, la biserici. Deci, pe deviză de 53 de milioane de lei, deci atâta sunt devizele bisericilor din Maramureș, doar pentru anul acesta, 53 de milioane de lei, 177 de lăcașe de cult. Noi am dat doar 1 milion de la centru, puteți seama ce ar însemna să dăm 53 de milioane. Avem o problemă și cu ritmul acesta de investiții, poate în unele zone fără fond. Și eu am avut o discuție cu cei 4 coordonatori a cultelor din Maramureș, să se facă cât de cât un program și o prioritizare, cum avem nevoie de ea și pe învățământ, și pe spitale, și așa mai departe. Pentru că dacă ne apucăm toți să facem investiții fără noi, mă riscăm să blocăm și să intre în insolvență primăriile. Și cred că este cel mai grav lucru care se poate întâmpla. Intrarea în insolvența primăriilor. Nu e cazul dumneavoastră că nu aveți datorii așa puternice cum au altele primării de câteva sute de milioane, de miliarde unele dintre ele. Deci, dacă sunt doar astea cele două proiecte, eu zic că pe cămin putem să ne concentrăm. Pe infrastructură e o chestiune care trebuie analizată dacă e
putem să introducem DN-ul tot, cei 100 și ceva de kilometri în colaborare cu satul mare, dar în ritmul în care noi avem Baia Scrie Bârsana nefinanțat și trebuie de finalizat că e spart ca naiba, mai avem DN-18 care a intrat în reparație și DN-17 sau cât e la... Tot la Ecobeniu. Și eu l-am înțeles că e prins pe proiect. Aici nu s-a făcut niciun studiu, nimic, nu s-a prins nicăieri. Din câte știu eu, vă rog să-mi termine, să vreau să mai intervin cu o chestiune. Am înțeles că inițial, din 19 a fost prevăzut să se reabiliteze. Înseamnă că a fost lăsat mai la urmă. Și asta știu din surse absolut sigure de la Cluj. Haideți să vă spun, toate proiectele acestea de drumuri naționale au fost finalizate în 1998. Deci toată rețeaua de drumuri naționale de reabilitare a fost finalizată din 1998 până în 2012, a ajuns și rândul Maramureșului. Deci, apreciați suntem la nivel central. Adică după 14 ani am început și noi să facem prima reabilitare de drum. De fapt, a doua, că prima a fost deja Baia Mare, ca să fim cinstiți, acum 2 ani de zile. Deci, sunt convins, dacă spuneți că atunci au fost prinse, că și DN19 e prins, înseamnă că pe bugetul anului 2014 ar trebui să se prindă și reabilitarea de la Sighetul Marmației. Eu o să mă interesez exact când, pentru că și Valeiza e în același circuit, trebuie să spunem, pentru că și pe Valeiza... În urmă, trebuie să ce am făcut la ministru Sinaghi, deci DN18 Livada, Sighet, nu-i băga numai peste 7 ani, după cât e misus. Bun, asta înseamnă că trebuie să ne grăbim peste un pic. Peste 7 ani, numai atunci, să ajungem să se reabiliteze. De ce să vă urgent atunci? Urgent, punem umăr, adică... Asta e menirea noastră, ca să nu ne autoizolăm. Să nu ar nimic cu tunelul? Știu. Asta e peța, interesează peța și încoace. Și educația încoace. Și ședința. Sau intrare. Sau intrare. Da, nu mai la pregătură, nu. Ținem cont de drumul expres, ne realizează Baia Mare, atunci faci și funcțiune de la Livada, Sighetul Marmației. Deci, ceva trebuie să se facă. Dacă îmi permite, domnule ministru, să vă spun și eu câteva cuvinte. De fapt, prezența mea aici este în primul rând în calitate de cetățean și de alegător și pe urmă de consilier local PRM și după aceea de director de cămin cultural. Deci am un atu în plus de a vă spune niște lucruri referitor la construcția căminului cultural, pentru că vă rog frumos să țineți cont de faptul că sunteți ministru în funcție încă și că aveți puterea și, după cum vă știu eu încă din sindicat, sunteți un luptător și dacă promiteți aici, în fața noastră, exclus faptul că suntem în campanie electorală, dacă promiteți, cred că vă țineți de cuvânt. După cum vă știu eu din ce am citit despre dumneavoastră când erați lider sindical. Dacă reușiți să aduceți bani pentru că sau să faceți lobby pentru a se acoperi căminul, pentru că nu se poate amâna încă o iarnă. Dacă se amână încă o iarnă, cele 7 miliarde au fost investite degeaba. Este părerea mea. De o iarnă a trecut peste el în statul ăsta? Sigur că da. O iarnă. Deci este un lucru care vreau să vi-l precizez și deci, indiferent, dar sper că veți ajunge senator și fiind la primul mandat, sunt sigură că dacă promiteți ceva, veți rezolva. Referitor la dezvoltarea turismului în Maramureș și Maramureșul istoric, trebuie să facem lucrul acesta neapărat, pentru că altă sursă de venit în zona aceasta știți foarte bine că nu există. Și dezvoltând turismul, în primul rând infrastructura, dar să le luăm toate pe rând și cum se poate și după puterea economică și după puterea țării la urma urmei. Dar vreau să vă spun că toți cei care au fost aleși până acum, nu știu câtă importanță au dat Maramureșului sau nu știu cât lobby au putut sau au vrut să facă pentru a aduce bani în Maramureș. Și din câte știu eu și sunt al treilea mandat de consilier și am urmărit destul de atentă
și sunt totuși la o vârstă și am reușit să analizez niște lucruri, nu cred că nu s-a putut aduce în Maramureș mai mulți bani. Și nu știu de ce, parcă s-au, în toate zonele țării s-au investit mai mult decât în Maramureș. Să ne zbatem fiecare dintre noi să aducem cât mai mulți bani în Maramureș. Indiferent de ce obiectiv discutăm. Eu când am fost la sindicat, am spus-o. Aici e și Paul, care colegul meu. Am câștigat proces de 50 de milioane de euro pentru profesorii din Maramureș. Deci 50 de milioane de euro vin de la bugetul țării. Știu, știu Maramureș. Tocmai de aceea am zis că sunt... Chestiunea acestea punctuale contează foarte, foarte mult. Și am văzut în foarte multe situații în care efectiv sume modice care ar schimba radical situația în zona respectivă nu au fost acordate. Iau școala din Irona de Sus, unde e nevoie de 1 miliard, doar ca să pună parchet în 8 săli de clasă. E gata, tot. Doar să pui parchet să zugrăvești până la nivelul socului. Și trec toate clasele la indice 1, adică dimineață. Deci s-a investit în școala aia 17 miliarde de... Le-a intrat de părți niște datorii, e mai nevoie de 1 miliard. Deci nu sunt sume extraordinar de mari care contează foarte mult. De-aia am vrut să văd cam care este gradul de realizare. Bine, aici este doar de 40%, mai tradus. Dar trebuie să acoperișul de toți care au făcut-o ca să știm ce să ne punem acoperișul că după aceea celelalte le-am împărțit. Deci eu luni vă pot spune exact, da, domnule, vin sau nu vin bani, că nici nu știu ce la ministerul, dacă există, ce se întâmplă. Am intrat deja în ultima lună și dacă bugetul e gol s-a cheltuit, tot mai poți decât pe rectificarea care se face din fondul de rezervă a guvernului, a primului ministru. Domnule ministru, mai sunt niște bani de rezervă așa la fiecare ministru acum? Nu, s-au luat și 10%, ne-au luat comisiunea. Era boieră, cum vă spuneam, sigur că se rezolv. Aveam 300 de milioane eu la nivelul, când am fost la ministerul și cu aia aveam... Și pe care la rezervă? Cum? Și pe care le-au umblat la... Nu, din fondul de rezervă a guvernului sunt foarte multe calamități rămase nerezolvate. Da, asta ești obligat să stai pe calamități unde s-au rupt și toate celelalte. Deci nu stai pe noi construcții noi. Și că, dar poate ai insistat la domnul prim-ministru, deci, dar are și nu sunt fondul de rezervă. Nu, eu vorbesc de fondul de rezervă la premierul, eu alea, despre ăla vorbesc. Că ăla are dedicații speciale calamitățile. Acolo sunt problemele cele mai mari. Așa spus-o. Sunt multe, sunt lucrări. Ne discutam cu primarul, cu fostul primar din Vișeu, de Țolpan dimineață. 60 de miliarde are primăria din Vișeu de Sud de recuperat din 2008 de la calamități. 60 miliarde? Din 2008. Deci primăria a plătit, s-au plătit lucrările, au rămas datori la firmele de prezentare și nu s-au dat. Și dar nu poți să dea decât din fondul de rezervă a guvernului. Deci nu ai de... Și în general, la final de an, când nu se cheltuie și rămân banii, se mai acoperă calamități. Dar aici trebuie să vedem la Ministerul Culturilor. La Ministerul Culturilor ne-a dat banii de biserică, ne-a dat pentru lăcașele de cult 24 de milioane săptămâna trecută, în hotărârea de guvern, la nivelul țării. Din care 1 milion a venit în Maramureș, ca să vedeți că am făcut lobby să vină Maramureș. Dar aici, fiind o sumă, 100-200, iar domnul Vlaș, nici am înțeles eu, e client constant al lucrărilor, deci are la datorii de știu cum și le scoate toate. Am avut o discuție în cadrul contractului, dacă ziceați că trebuie 1 miliard acum pentru materiale. Pentru materiale. Ar fi o chestie care poate fi realizată, dar lăsați-mă să mă uit luni în buget și adică să am o discuție cu Ministrul Culturii și mai, să vedem exact pe ce chestiune se poate merge. Adică să fie ok-ul pe care putem să-i dăm și la constructor și lucrurile să meargă bine. Liviu Marian Pop, vocea Maramureșului la București. Liviu Marian Pop este profesorul care a luptat prin sindicat pentru drepturile colegilor săi și a dovedit că poate învinge. E omul care spune adevărul, respectă valorile, familia, dar mai ales cuvântul dat. Liviu Marian Pop e ministrul Moroșan din guvernul Ponta, care muncește pentru Maramureș. Pe 9 decembrie, alege candidatul USL pentru Senatul României, Liviu Marian Pop. Să ducem schimbarea până la capăt!
numai vechi. Dar ți-e foarte, foarte indicat o școală profesională cu un profil de ceva. Doamne, da. Pentru că aia e problemă. Profilul de care? Unde? De ce? De turism. Că eu am un băiat la Rozavlea. Face profil de turism, agroturism și alimentație. La noi, la comună, sunt butufa de tâmplar, de câte meserii nu sunt. Un profil. Câte firme avem care fac, ne ajută să facem. Deschidem cu ajutorul domnului primar, deschidem o firmă, avem pădure, o mică fabrică, n-ar fi rău la comuna Botiza. Locuri de muncă. Aia contează. Dacă avem locuri de muncă... Nu mai nu mă duc la să cer ajutor de... Școlile profesionale au fost făcute pentru că au fost locuri de muncă. Noi nu avem locuri de muncă. Da, da, acum de muncă. Acum dacă te duci în străinătate, nu se cere calificare, nu... Dacă are două hârtie, o să se aduce că am terminat un liceu. Aici trebuie să lucrăm. Dacă nu știu meserie, deja va am hârtie la mână. Apoi să calificăm oameni. Îi calificăm pentru ce? Trebuie să fac și practic cu copilul. Să n-am atelier, dar îmi trebuie 2-3 firme mici care pot să, la care pot să meargă copiii să învețe de echipe serii. Dar la noi, la comuna Botiz, au fost pături, au fost lucruri făcute o fabrică, în comuna asta, cu mama ei. Suntem o comună așa de mare, pădurea plică pe noi, de mobilă, ne-am sus deară după mobilă, rusul deară după mobilă și noi avem pădure plică pe noi, nu e o mică fabrică la noi comune. Trebuie să mă duc la doamna primar, dăm ajutor social. Sau la domnul primar acum. Crește cu băiatul meu, fac un liceu, ce fac cu el? Nu, adevărul și cu școala, la noi să putem face o școală profesională. Am doi. Da, dar să o deschizea cu școală, de aia cu meseria acum super. Exact. Dar o școală profesională nu mai face navieta la Rozavlea. Cursuri de calificare profesională gratuite acum. Și acum la ora actuală sunt cursuri de calificare profesională gratuite. Deci cine era? Dar eu din cel venit, am nu-mi permit să-l stau la Rozavlea. Pensiuni câte aveți aici? Și am eu copil societar. 105 administrator. Domnul primar. Dar pensiuni câte sunt? Sunt în curs de clasificare, depuse dosarele, erau clasificate, s-o schimba legislația și mulți trebuia să facă respectă. A fost nu șor mai individuală și cum să facem? Și pe agricultură, altceva n-a început. Da, bă, creșterea animalelor și turism. O facem. Și domnul ministru și artizanat, că aici femeile sunt deosebit de harnice și avem covoarele acele vegetale, vopsite cu esența florilor și plantelor. Ei se pot face, numai că noi n-am găsit un pe cineva care să ne ajute să facem expoziții cu vânzare, mare expoziții în capitalele. Primul pas care să-l facem, să acredităm școala profesională. Ar fi cel mai bine. Și atunci, că înainte aveam, fetele învățau vopsitul și țesutul și băieții ciupitul plenul. Și acum mai sunt oameni care se ocupă cu asta? Da, sunt femei, dar majoritatea pleacă la munci în Germania, pentru că acolo fac 2000 de euro într-o lună, covoarele le fac, dar n-au cum să le vândă. Se duc, doamne, că n-au ce face pentru nebună, că aici n-au la ce stau. Adună plante, când e pigmentul lor cel mai bun colorant, și vara, și apoi le usucă la umbră, și apoi până le țes, și motive populare stilizate. Vânzarea, da, și foarte scumpe, pentru că e o artă. Asta că nu rămâne dator. E o artă și e foarte greu să le vinzi, că scumpe, și oamenii n-au bani acum de mâncare, ce se cumpere? Nu, nu trebuie să le vinzi. Am avut expoziții. Trebuie să le vinzi în altă parte unde să cumpără. Am avut expoziții prin Paris, în Viena, mâna de lucru și de. Este, nu-i problema că nu-i desfacere. Problema e că locurile de muncă foarte greu la noi. Eu nu știu de ce s-a închis mineritul. Eu am lucrat în minerit. Au fost niște clavărații. Că domnul ministru să pune problema de redeschidere minerilor. Dar pe cuvânt, doamna primare, ascultați-mă. S-a închis mineritul și sunt filoane. Eu am lucrat în acoale. Filoane extraordinar. Nu știu pentru ce ne-au avut politica de a închide mineritul. Cineva să vie cu să le iei mai ieftin din străinătate sau nu știu. Deci pe neferoasă pe mine, vrem să le deschidem mine, dar lucrul ăsta trebuie negociat cu Comisia, că noi atunci când am zis că vrem să intrăm în Uniunea Europeană, cei care au fost acolo, ce au scris în lege? Că numai să închid și să conserve minele. N-am articol că pot redeschide perimetre minere. Și sunt perimetre minere favorabile, mai ales că neferoasele au prețul crescut. Eu sunt foarte supărat, pentru că eu, pe mine m-au prins când s-au închis mineritul foarte prost. Exact, pe mine nu? Nu v-ați putut intra? Am avut nici 14 ani lucrați. Cum mai rău, de 15 să aveți. Atunci Botiz a fost o comună cu... Da, de acolo nici nu a avut loc de muncă, nici nu a putut mere în pești. Cum a fost mai rău? După munca de 14 ani... O mică fabrică de muncă. Sunt mulți meseriași în comună care știu să facă mobilă.
să mor. Unii că fac dacă pe internet. Ei lucrează independent acum? Nu știu cum lucrează, fiecare poate că are îți plătește, poate că... De la turism, la foarte mult. Dar eu zic că e un bun bine. Dar nu, aici trebuie făcut o asociație, degeaba, deci dacă fac asociație... Păi, dar există tot felul de asociație, că aici era să vă reușa să trecă și toată lumea. Deci dacă n-aduci, faci asociație, n-ai cum să aduci bani europeni. Și i-am și calificat, nu, că foarte greu e pentru că nu avem bani pentru cofinanțări. Și eu eram în perioada când eram în opoziție și mie nu mi-a dat nimeni nimic. Și eu cum am putut, m-am descurcat. Acum cei din opoziție văd că trec la noi, ca să le dau mea voastră acum. După ce nouă așa sunt vârstii, așa e politica. Fiecare să noi pădurile se duc, pădurile... Pune apă acolo să pune moară. Și omul n-are ce noi apă, mutăm dincolo moara. Așa toți se spune. Dar știți, la noi în comune e foarte greu, că la de locuri, mineritul și exploatarea lemnului au fost foarte bune. Sunt de acord cu noastră, pe agricultură, pe turism și pe... Agricultura la noi, știți cum e, uitați-vă, nu se poate face agricultură în zona noastră. Deci eu vă spun că nu o să facem turism de calitate fără produse naturale. Deci vreți, nu vreți? Trebuie acum grădina. Avansează lumea pe produse naturale. Deci dacă nu mergem pe produse bio, n-am făcut nimic. De aia ce să mai fac? Și știți, zice domnul ministru, aici mai sunt puncte de atracție turistică, pentru că portul popular, portul acolo artizanatul, și noi avem puncte forte, numai că acolo și trec. Legislația NAPODA. Pentru că după ce oamenii și-au făcut toată documentația pentru turism, s-o schimba, să-și facă alte întreprinderi individuale, nu mai știu ce, și alți oameni, alți cheltuieli de bani și oamenii. Asta e decizia lui, dragi. Da, și atunci a fost foarte greu. Omul nu mai îmi fac nimic, renunț. Că eu am avut acum 68 de pensiuni clasificate. Mm-hmm. Și oamenii 105 am făcut cursul pentru 105 de pensionari administrator de pensiuni turistice și sunt școliți, i-am dus în schimburi de experiență, am adus lume, au venit tare multe bună. Acte, dacă cineva vrea să facă hârtiile, te omoară și birocrație. Până te aprobă hârtie, stai cu hârtie în mână ca să-ți deschizi un loc de muncă sau să faci o mică afacere ca să poți să câștigi existența. Acum birocrația trebuie schimbată și o schimbăm. Dar sigur că foarte multe hârtie. Dar dacă nu facem asociații ca să poți înființa învățământul profesional, cresc copii, tineretul, eu sunt bătrân, mă duc. Ce facem cu ei? Să știți, și cu o școală profesională. E deci, foarte greu. Avem două lucruri de făcut. Primul lucru, asocierea celor care fac meseria aceasta, că face cergă, că face carpete, că face chestiuni de lemn, mobilă și așa mai departe. Deci ce trebuie asociați? De ce trebuie asociați? Că se poate face parteneria cu școala. În momentul în care au făcut parteneria cu școala, eu pot înființa învățământul profesional, unde mi se dau bani la stat. Și pentru... face foarte ușor, pentru că avem la mână pe toți cei dar nu, care lucrează. Dar mi se dau bani și pentru copiii de 200 de lei ca să vină la școala profesională și am să face lecții și pentru angajatori. Dacă se pot face angajatori, păi trebuie să-i adun într-o structură care să facă contraparteneria cu școala. Și în toamna anului viitor putem face prima clasă profesională. Urmăriți emisiunea electorală în fiecare zi de luni până vineri de la ora 17:22.